Inițiat în anul 2005, programul s-a numărat printre cele mai solicitate de gorjeni. Toți cei care aveau o mașină veche pe care nu o mai foloseau s-au grăbit să o valorifice prin această posibilitate care li s-a ivit. Unii dintre ei au avut astfel șansa să pună o diferență de bani și să-și ia o mașină nouă. Un aspect foarte important a fost acela că pentru achiziționarea unui autoturism nou se puteau folosi 3 vouchere care se primeau pentru rablele casate. Peste 11.000 de mașini mai vechi de 10 ani au ajuns în centrele de colectare a fierului vechi autorizate de Ministerul Mediului să participe la acest program. În perioada 2005-2012, la nivelul județului Gorj, au fost retrase un număr de 11.137 de autovehicule din circulație, vârful atingându-se în anul 2010. Se intenționează, conform noi filozofii privind timbrul de mediu, să fie un alt quantum. Condițiile de creditare vor fi aceleași, autovehiculul să fie funcțional, să fie predat unui dealer autorizat și va primi voucherul care va fi reglementat în nouă ordin ca și quantum și modalitatea de valorificare a acestuia ulterior. Gorjenii își amintesc că în trecut numărul mașinilor era mult mai mic. În orașe cum ar fi Târgu Jiu, aerul nu era atât de poluat. Gazele de eșapament sunt un real pericol pentru sănătatea oamenilor. Acestea sunt cu atât mai periculoase cu cât mașina este mai veche. Din acest motiv, statul a încercat să stimuleze populația să renunțe la rable în favoarea unor mașini noi. Oricum am scăpat în primul rând de plumb, de exemplu, da, pentru că acum benzina în general nu mai este etilată cu tetraetil de plumb, deci am scăpat de prima... un poluant periculos, să spun, care se cumulează și în sol și să nu uităm că de-a lungul drumurilor naționale, drumurilor locale, existau plantații și inclusiv depozit fructifer sau cetățenii care mergeau și pășteau animalele, da? Și plumbul se cumulează în organismul animalelor, în vegetație și putea să transferă asupra corpului uman. Acum, există normal arderi incomplete, deci poate să existe oxid de carbon ca urmare a arderii combustibilului, oxid de sulf, oxid de azot. Mașinile nu poluează doar prin gazele de eșapament, ci și prin pulberile fine din pneuri. De asemenea, aerul este poluat în această perioadă și cu pulberi de praf. Acestea provin din materialele folosite în timpul iernii pentru dezăpezire.